Doamna director, la ora 17 am promis că ne vedem la fața locului, la terenul de sport. Eu sunt aici. La o zi după ce i-a cerut directoarei Colegiului Național Sfântul Sava din capitală să repare poarta de fotbal din curtea unității de învățământ, ministrul educației a venit în inspecție. Se poate, se poate bine așa. Sper să nu mai există plângeri și probleme. Și urmează să apară și o clasă nouă. Mă bucur. Ați reușit, nici n-a fost așa de greu. Nici n-a fost. Da. Da, oricum lucrarea trebuia să se întâmple. E o dovadă că se poate. În 24 de ore de când a fost semnalată situația practică, a fost remediată așa cum trebuie. Dar îmi place să cred că la fel de repede se vor remedia lucrurile și în alte școli din România. Luni, în prima zi de școală, un părinte i-a atras atenția ministrului Sorin Cîmpeanu că plasa porții de fotbal este ruptă. Șeful de la educație a cerut să fie reparată în 3 zile. Cine cheamă pe doamna director? Eu nu vreau să... Eu nu vreau acum să vă apucați să tăiați capete. Vreau doar... Capete, vreau să rezolv problema. Uitați-vă ce e aici. O cheamă cineva? Chemați-o din cancelarie. Încă nu suntem cu lucrările terminate. Deci mai... Director. Da, da, da. În 3 zile se înlocuiește tot acest panou de plasă. Da. Nu este confort. Știu, știu. Deocamdată terminasem ce este în interiorul școlii. Da. Săptămâna aceasta voi veni împreună cu colegii de la presă și vreau să-l văd absolut pe tot înlocuit. Săptămâna asta. Marți dimineața, muncitorii au venit să execute lucrarea. Bună dimineața! Am locuit până diseară? Da. Da? 2:30, 3? 2:30, 3? Ok. La minister sunteți? Da.